este scrisse, versetul 48, ca cel pământesc, tot aste fel, sunt și cei pământești. Ca primul Adam, sunt și cei pământești. Și ca cel ceresc, tot aste fel, sunt și cei cerești. Ca Iisus Hristos, sunt și cei cerești. Și așa cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui. Ați să înțeles acum? Da sau nu? Sau persoana va fi asemănătoare cu primul Adam, sau persoana va fi asemănătoare cu al doilea. Sau persoana va avea natura carnală, pământească, ca primul Adam, sau persoana va avea natura spirituală, ca al doilea. Amin? Cine înțeles? Când o persoană fumează, care natură are? N-am auzit. Cerească sau pământească? Când o persoană se prostituie, care natură are? Pământească sau cerească? Când o persoană minte, bărfește, când o persoană păstrează rânchiune împotriva cuiva, când o persoană are ochii răi, când o persoană e răutăcioasă, invidioasă, când o persoană omoară pe cineva, e violentă, care natură are? Pământească. Este asemănătoare cu primul Adam. E greu să înțelegeți. Cine înțelege? Când un bărbat o trădează, soțul o trădează pe soție, care natură are? Pământească. Cine înțelege? Când un bărbat este afemeat, care natură are? Când un bărbat sau femeie este viciat, are un viciu de jocuri, de noroc, joc, un viciu de băutură, de alcool, droguri, care natură are? Pământească. Cine înțelege? E greu să înțelegeți. Este asemănătoare cu primul Adam. Dar când o persoană, asta vreau ca dumneavoastră să înțelegeți, închideți Biblia acum, uitați-vă la mine. Când o persoană se naște din Dumnezeu, ceea ce deja v-am predicat aici de 2-3 ore, Iisus a zis, cine nu se va naște din apă și din Duh, nu poate să vadă nici să intre unde? Ați să înțeles? Atunci când o persoană se naște din Dumnezeu, vrea să se nască, se căiește din păcatele ei, se căiește din greșelile ei, persoane au decizie de a fi botezată în apă, cum Iisus a fost botezat cu 30 de ani, nu cu 6 luni de viață, 4 luni de viață. Copilul nu are păcat. Un copil nu are păcat. Când o persoană ajunge la o vârstă, la maturitate, maturitate și înțelege, am păcătuit, am nevoie de Dumnezeu, am răutate, am rânchiune, sunt răutăcios, sunt viciat, sunt o persoană rea, chiar eu sunt o persoană, eu fac caritate, sunt caritabil, dar eu nu sunt o persoană bună, trebuie să mă schimb, mă gândesc negativ. Atunci când persoana ajunge la această vârstă și au decizie de a se boteza în apă, atunci, momentul în care este botezată, vechea criatură sau natură pământească, ce este? Îngropată. Îngro, omorâtă, cum spune Sfânta Scriptură. Amin? Cine înțeles? Și după ce persoana e botezată în apă, pentru că vrea să se schimbe, vrea, eu vreau, părinte, eu vreau, vreau să fiu ceresc, nu vreau să fiu pământesc, atunci e botezat. După aceea va căuta botezul cu, să fie pecetuluită cu Duhul Sfânt, ca să completeze acest proces de nouă naștere.